O autoaccidentare a avut loc aseară pe bulevardul Tudor Vladimirescu. Este vorba despre o șoferiță de 22 de ani care, după accidentarea cu un alt autoturism, s-a răsturnat pe partea carosabilă. Femeia a suferit răni ușoare, refuzând transportul la spital. Un autoturism s-a răsturnat cu roțile în sus aseară pe bulevardul Tudor Vladimirescu. Acesta era condus de o șoferiță în vârstă de 22 de ani care a intrat în coleziune cu un alt autoturism condus de un bărbat, după care s-a răsturnat pe partea carosabilă. În urma impactului a rezultat rănirea ușoară a șoferiței, căreia i s-au acordat îngrijiri medicale la fața locului, refuzând transportul la spital. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, oamenii legii continuând cercetările cu privire la acest caz. O tânără de 22 de ani din localitatea Bala, în timp ce conducea un autoturism pe bulevardul Tudor Vladimirescu din municipiul Drobeta Târgu Severin, a intrat în coleziune cu un alt autoturism condus de un bărbat, după care s-a răsturnat pe partea carosabilă. În urma impactului a rezultat rănirea conducătoarei auto, care a refuzat transportul la unitate medicală. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Polițiștii continuând verificările pentru stabilirea cu exactitatea tuturor împrejurărilor care au condus la producerea acestui eveniment.